preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, ne continuăm demersul nostru catehetic. Vă readuc aminte că de câteva săptămâni în acest demers ne călăuzim după un catehism important pe care vi l-am dat ca bibliografie și frățiilor voastre. E vorba de catehismul alcătuit de Părintele Chiril Argentii și de un grup de credincioși din Paris, precum și de teologul Olivier Clément. Și am început așa cum era și normal, cu crearea lumii, cu facerea lumii. Astăzi, de la o emisiune, chiar pe postul nostru de radio, un om cu minte și credincios, totuși fiind și un profesor important, la un moment dat afirma că nu se știe exact cum a luat naștere această lume. Ba, noi știm exact. Și de unde știm exact? Știm din Sfânta Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu revelat. Și în Sfânta Scriptură aflăm că Dumnezeu l-a creat pe toate în 6 zile. Cât de lungi au fost sau cât de scurte cele 6 zile, nu importă. Zice psalmistul David că în fața lui Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut. Important este că noi știm de unde vine lumea aceasta întreagă. Dumnezeu a creat-o din nimic. Și așa s-a zis, l-a creat pe om. Și omul era tânăr, sănătos, frumos și nemuritor. Și datorită încălcării poruncii lui Dumnezeu s-a prăbușit. Și mii de ani bietul om a așteptat ca să fie răscumpărat din această stare, să fie reabilitat, tânja după comuniunea cu Dumnezeu pe care a pierdut-o. Și subliniam în una din cateheze că un text din Vechiul Testament pe care îl interpretăm duhovnicește este foarte limpede. Cum a venit reabilitarea omului? Este vorba de textul din Cartea Facerii, din capitolul 28, textul cu scara lui Iacob. Iacob era peregrin, era singur, era necăjit, era distrus sufletește. A ajuns în pustiu, a luat o piatră și a pus-o căpătâi. A dormit și a avut un vis minunat pe scară de la pământ până la cer. Urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Și în capătul scării era Tatăl cel Ceresc care i-a spus: Iacobe, nu te necăji, eu sunt cu tine și tu vei birui. Scara lui Iacob, zicem noi creștini ortodoxi, că este Maica Domnului, pe care Domnul s-a coborât pe pământ și s-a refăcut legătura dintre om și Dumnezeu. Scară dacă nu era, Domnul nu se cobora. Tu ești scara acea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Nu este singurul text din Vechiul Testament care prorocește venirea Mântuitorului, nașterea Lui din preasfânta născătoare de Dumnezeu. Ne-am oprit acum 2 săptămâni la un text important din prorocul Isaia, capitolul 7, versetul 14, în care spune profetul limpede că Domnul se va naște dintr-o fecioară. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și îi vor pune lui numele Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu. Reacest verset evanghelistul Matei în Evanghelia sa, tocmai atunci când vorbește de nașterea Domnului.
Și în Apostolul de la Crăciun aflăm în Epistola către Galateni, în capitolul 4, versetul 4, că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere și să dobândim înfierea. Acest verset al prorocului Isaia imnografii noștri l-au versificat. Și un tropar de la glasul 5, care este repetat la toate evenimentele de bucurie, la cununie, la hirotonie, spune chiar acest lucru, cum că Domnul Hristos s-a născut din preacurata născătoare de Dumnezeu și ce zice troparul? Că Isaia, când a aflat, a fost bucuros, a dăntuit. Vă citesc troparul. Isaie dăntuiește. Fecioara a avut în pântece și a născut fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele lui, pe care slăvindu-l, pe Fecioara o fericim. Când a venit plinirea vremii, la cumpăna dintre ere s-a născut Domnul Hristos. Evanghelistul Luca, în capitolul 1, ne istorisește cum s-a întâmplat. Primul moment a fost a bunei vestiri, când arhanghelul Gabriel i-a bine vestit Maicii Domnului că îl va naște pe Domnul Hristos. Trecuseră 6 luni de când, în templu, îngerul îi spusese lui Zaharia că îi se va naște fiul. A rămas însărcinată Elisabeta și îl purta pe Sfântul Ioan de 6 luni în pântece. Și a 6-a lună, arhanghelul Gabriel i-a bine vestit Maicii Domnului. Și Maica Domnului a rămas contrariată. Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Duhul Preasfânt te va umbri. Și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și Maica Domnului a acceptat și a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și bucuroasă s-a dus la Elisabeta. Toți pelerinii care ajung în Țara Sfântă, ajung și în Carem, acolo unde locuia Elisabeta. Maica Domnului s-a dus pe jos, din Nazaret până în Carem la Elisabeta. Iar Elisabeta, cum a văzut-o, a exclamat cu bucurie. Pruncul a săltat în pântecele meu și cu glas tare a strigat și a zis, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Aceste cuvinte sunt cuprinse într-o rugăciune foarte populară și într-un tropar foarte cunoscut. La sfârșitul vecerniilor din postul mare, cântăm acest tropar, atunci când se face litie, cântăm acest tropar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Aceasta este alcătuirea liturgică, troparul. Dar el a devenit și rugăciune. Cei mai mulți credincioși, când n-au vreme să citească multe rugăciuni, zic Tatăl nostru și Născătoare, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iar în spațiul apusean, această rugăciune este și acolo foarte populară și s-au alcătuit multe melodii de către compozitori pricepuți pentru acea rugăciune de la ei, care e în latină, Ave Maria, grația plena, Dominus tecum, și așa mai departe. Oricum, aceste rugăciuni sunt inspirate din cuvintele Elisabetei. Și acum facem un pas mai departe. Maica Domnului, auzându-o pe Elisabeta, ne spune Sfântul Luca, și-a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui din neam și neam spre cei ce se tem de El. Făcuta tărie cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți și pe bogați a scos afară de șerți. A sprijinit pe Israel, slujitorul său, ca să-și aducă minte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri, lui Avraam și seminției lui până în viac. Auzim această cântare, pe care, inspirată de sus, a rostit-o Maica Domnului, la fiecare utrenie. Și ea este prezentă și în spațiul apusean și în latină, o numesc Magnificat. Mărește sufletul meu pe Domnul. Și noi cu mult drag la utrenie cântăm această cântare a Maicii Domnului. Oricum, firul pe care mergem este acela că Dumnezeu n-a părăsit lumea, ci la timpul potrivit l-a trimis pe Fiul Său în lume, care s-a născut din preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Zicem și în crez, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Care pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Lucrul acesta îl credem și îl mărturisim. Acum, cântarea aceasta minunată, Magnificat, a fost meditată de mulți părinți bisericești și după ce împreună cu strana vom cânta și noi, vă voi citi doar câteva rânduri legate de felul când au înțeles Sfinții Părinți această cântare, Mărește sufletul meu pe Domnul, sau Magnificat. Și în seara aceasta cântăm din cartea noastră de cateze, de la pagina 34, După strană și noi, vreau lângă Dumnezeu. Și acum câteva meditații la cântarea Maicii Domnului.
l-a magnificat. Sfântul Vasile cel Mare spune: cea dintâi roadă a Duhului este pacea și bucuria. Așadar, de vreme ce Sfânta Fecioară a primit întru sine fiecare dar al Duhului Sfânt, putem spune cu adevărat că Duhul ei se veselea întru Mântuitorul ei. Ea grăiește despre suflet și Duh ca despre un singur lucru. Glăsuirea prea plinului bucuriei o regăsim și în alte locuri în Scripturi, arătând o anume stare de fericire proprie tărăirii celor vrednici. Fecioara se bucură în Domnul cu toată inima, vădându-și dragostea în nobilă și răsunătoare preamărire. În alt loc, Sfântul Vasile dezvăluie: dacă vreodată ai simțit că lumina a pătruns în inima ta, ca să iubești pe Dumnezeu și să disprețuiești lucrurile trupești, atunci vei întrezări starea dreptilor care, cu deplină seninătate și fără de sfârșit, se bucură întru Domnul. Tot astfel ai putea și tu, fără greutate, să dobândești veselia Domnului. Și zice Maica Domnului că a căutat spre smerenia roabei sale. Fericitul Ieronim observă că Fecioara nu spune că este binecuvântată pentru propriile ei lucrări și virtuți, ci din mila Domnului, care s-a sălășluit în ea. Iar Sfântul Isidor Pelusiotul adaugă faptul că atunci când Maria spune că a căutat spre smerenia roabei sale, este la fel cum ar spune: așa a poruncit Dumnezeu, nu eu am căutat aceasta, căci eu mă mulțumeam cu cele de jos. Acum sunt chemată la înțelepciunea cea de nespus, sunt înălțată de pe pământ la cer. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.